Ianis și David au reușit o performanță importantă la campionatul internațional de aritmetică mentală care a avut loc în Dubai, unde au participat peste 200 de copii din 10 țări. Ianis Alba a obținut titlul de campionul campionilor la categoria lui de vârstă, iar David Șchiopu s-a clasat pe locul 3 la categoria 8-12 ani. Competiția a constat rezolvarea 160 de exerciții în 10 minute prin calcul mental. Ianis a avut de rezolvat 80 de exerciții cu sute, 15 termeni și 80 de exerciții cu unități, iar David 80 de exerciții cu 10 și 80 de unități. Ei au concurat cu cei mai buni copii, au fost foarte stăpâni pe ei și s-au emoționat doar când imnul României a răsunat pe scena din Dubai.